Ultimul an din activitatea profesională a primarului Ovidiu Portariuc i-a adus și bune și rele, dar latura cea mai proastă este lipsa comunicării interpersonale. S-au spus mai pe înțelesul tuturor doar certuri și înțepături cu majoritatea din Consiliul Local și nu numai. Acesta speră la o colaborare eficientă cu toți colegii din administrație, iar năzuințele i-au fost auzite și de președintele Consiliului Județean Florin Țurcanu, care i-a trimis o scrisoare sau o invitație, după cum spune Portariuc. O invitație prin care, da, eu, din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați strict, nu cred în acest demers, pentru că am avut probleme și situații mult mai grave. În această invitație, președintele Consiliului Județean solicită să ne consultăm vis-a-vis de problemele comunității locale, în interesul cetățenilor și așa mai departe. Chiar dacă birourile acestor doi sunt situate la doar câțiva metri distanță, se apelează și la scrisori pentru rezolvarea conflictelor. Deși nu prea mai crede într-o împăcare, edilul șef așteaptă totuși să se întâlnească cu penelistul Țurcanu și să pună la cale soluționarea problemelor Botoșaniului.